de Duhul tău cel Sfânt. În primul rând, dragii mei, când lipsește Duhul Sfânt, biserica nu se mai înmulțește, să știți. Când Duhul Sfânt pleacă dintr-o biserică, biserica aceea nu se mai înmulțește. Faptii, capitolul 9 cu 31, biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește, te rog să afișez, Faptii 9 cu 31. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul cui? Evangheliștilor. Știți ce mă doare? Că batem țara asta în lung și în lat. Facem 14 ore dus întors ca să predicăm 45 de minute, oameni buni. Ne lăsăm copiii acasă zile întregi pe săptămână ca să mergem la oameni care cei mai mulți spun așa: acum să vedem cât se pocăiesc la predica Fratelui Cristi. Nimeni! La predica mea nu se pocăiește nimeni, dar când Duhul Sfânt vorbește, se pocăiesc oameni! Elicanomen adosil! Dragii mei, dacă dorim ca Duhul Sfânt să lucreze în biserica noastră, îl dorim în primul rând să lucreze prin noi la înmulțirea bisericii. Că dacă unul din vecinii mei câștigă la loto, toată strada știe a doua zi asta. Dacă unul din vecinii mei își cumpără o casă cu 100.000 de euro, tot vețelul știe lucrul ăsta. Și tu ești pocăit de 40 de ani, știu colegii tăi că ești pocăit? De 20 de ani spui: fraților, eu sunt pocăit, umblu cu Dumnezeu, am o întrebare, Duhul Sfânt din tine, pe câți oameni au întors la El? Când există pace, uitați-vă versetul de mai sus, că de aia ne salutăm cu pace, când există pace, zidire și frică de Domnul, sunt cele trei ingrediente esențiale, pace, zidire și frică de Domnul. Duhul Sfânt coboară, spune Biblia, și atinge inimile credincioșilor. Doamne, mai lucrează în acest fel. Faptul 11 cu 21. Mâna Domnului era cu ei și se vedea lucrul ăsta. Și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la cine? La Domnul. Dragii mei, aici nu e vorba de mâna fizică a Domnului Dumnezeu. Aici e vorba de Duhul Sfânt care însoțea Evanghelia cu semne și minuni. Știți că credința noastră penticostală, ca să spun așa în ghilimele noastră, a ajuns aici pentru că Duhul Sfânt a avut locul de cinste în adunare? Citeam cărțile fratelui Vasile Hozan și o să vedeți acolo că cei mai mulți oameni s-au întors la stăruințe, cei mai mulți oameni s-au întors văzând pe alții botezați cu Duhul Sfânt, cei mai mulți s-au întors prin prorocii autentice, cum spune Pavel, taina lui va fi dată pe față. N-ați vrea și astăzi Duhul Sfânt să mai lucreze? Dragii mei, eu aș vrea Duhul Sfânt să înceapă să lucreze mai întâi în familia mea. Cum spunea fratele Bogdan, dacă vrei să ai har în biserică, mai întâi trebuie să ai har în odăiță. Citeam de zilele acestea mărturia unui frate și m-am mișcat foarte mult la această mărturie și dați-mi voie să vă redau ca să intre în noi această gelozie sfântă. Un frate păstor mărturisea că a predicat în Londra, undeva prin anii 60 și ceva, 70, a predicat în Londra și la finalul programului un om din sală o făcut semn cu mâna. Frate păstor, ziceam și o mărturie să vă spun. Și a zis: păstor, ai 3 minute, ajungem la final, repede dacă poți. Și omul de acela din sală a zis: fraților, zice, am fost în vizită în Australia, nu cu mai multă vreme, avem acolo niște prieteni, am niște rude acolo, le-am vizitat, am trecut prin Sydney, am trecut pe o stradă care se numește strada George din Sydney. Și acolo un bătrânel a venit la mine cu un tractat în mână și mi-a pus următoarea întrebare: dacă mor în noaptea asta, pleci în rai sau pleci în iad? Am luat tractatul de la bătrânul ăla, m-am uitat cu compătimire și primul meu gând să-l arunc la coșul de gunoi. Dar ceva m-a făcut să citesc și Dumnezeu mi-a vorbit prin acel tractat și am fost mântuit. Spunea păstorul: am plecat în lunile următoare din Londra în Australia, în Adelaide. Acolo o soră o vin la mine la mărturisire și îmi spunea că avea ceva stări care ne linișteau. Ea era botezată, ea avea deja câțiva ani de pocăință. Și am întrebat-o la final: cum v-ați întors la Domnul? Și sora asta spunea: frate, zice, treceam prin Sydney, zice, prin Australia, pe o stradă mare și un bătrân contractat în mână vine la mine și a zis: dacă mor în seara asta, e salvat? Unde mergi? Și am luat acea broșură și am mers acasă, am citit-o și m-am pocăit. Fratele păstor a continuat și a zis: am mers în Perth, în vestul Australiei, am predicat acolo și la masă vorbeam cu bătrânul bisericii și l-am întrebat: cum v-ați convertit? Și omul ăsta spune: cu 15 ani în urmă am trecut prin Sydney.
O stradă, strada George, un om, un om mai în vârstă, nu dădeai mai rău lucru pe el. S-a apropiat de mine aceeași întrebare. Dragii mei, fratele acesta continuă și spune, am ajuns din nou în Londra, la o altă biserică, am povestit cele trei mărturii de mai sus. Și la finalul predicii, la finalul mesajului, trei păstori au mărturisit și au spus, cu 20 de ani în urmă, pe strada George, în Sydney, în Australia, exact prin același mod ne-am pocăit și noi. Nu mai lungesc. O mers păstorul în Caraibe și s-a întâmplat la fel. O mers în India, i s-a întâmplat la fel. O ajuns în Atlanta și o predicat la 1000 de păstori, 1000 de slujitori, presbiteri, diaconi, mai mulți. Liderul lor a spus, eu m-am întors la Dumnezeu pe o stradă din Sydney, în Australia, am întâlnit un om în mai vârstă care mi-a dat o broșură. În inima păstorului care a primit toate aceste experiențe și le-a văzut, a început să ardă ceva. Și a zis, vreau să ajung în Sydney. Undeva prin anii 77-78, omul acesta ajunge în Sydney, predică la o biserică din Sydney și spune la final, frate păstor, am o dorință. Te rog să-mi spui dacă există bătrânul ăsta la voi aici, dacă știi și știe cineva ceva de el. Și au zis, da, există. Pe strada George este o căsuță mai modestă. Putem să mergem să-l vizităm, dar nu cred că el mai face slujba aceasta pentru că este în vârstă, deja este bolnav. Omul acesta, păstorul, a zis, vreau să mă întâlnesc cu el. O mers, o bătut la o poartă mai sărăcăcioasă, la o casă mai modestă, a intrat înăuntru și un bătrân cu mâinile tremurânde i-a servit cu un pahar de ceai. Curgea ceaiul pe lângă, așa îi tremurau mâinile. S-au așezat acolo jos, au făcut o rugăciune împreună și păstorul a zis, frate, zice, vreau să te întreb, ești cumva un slujitor al lui Dumnezeu? Ce lucrare faci? Cu ce te ocupi? Și bătrânul a zis, frate, zice, eu nu slujesc de la amvon, eu nu slujesc așa în față cum slujesc alții. Eu, zice, eram marinar, mai de mult am fost marinar. Am fost infectat printr-un țânțar de o boală foarte grea. Dorm mai mult decât trebuie noaptea. Am mereu stări de moleșală. Am lucrat câțiva ani pe o corabie. Îmi băteam joc de colegii mei. Odată fiind beat, ne-am bătut joc de un creștin la maxim. Și omul acela, când m-am trezit, în loc să mă lovească, în loc să-mi răspătească cum i-am făcut eu, omul acela mi-a spus despre Iisus Hristos. M-am pocăit. Și din ziua în care m-am pocăit, am luat o decizie că în fiecare zi, prin puterea Duhului Sfânt, prin misiunea pe care Dumnezeu a pus-o în mine, prin focul acela interior care arde când te întâlnești cu Dumnezeu, eu vreau să spun în fiecare zi la 10 oameni despre Iisus Hristos. Frate păstor zice, eu vreau să vă mărturisesc că fac lucrarea asta de 40 de ani și încă nu am niciun semn că cineva s-ar fi pocăit printr-o slujire de-a mea. Păstorul care a ascultat a început să plângă și a zis, frate, Frank, că așa îl chema pe omul acesta, Frank Jenner, am să spun ceva. Și a început să-i povestească prin câte locuri a fost în lume și câți păstori, slujitori, presbiteri și alți oameni simpli s-au pocăit prin el. Și a zis, vreau să spun ceva, tot ce ai făcut tu nu a fost în zadar. Dumnezeu, prin slujirea ta de 40 de ani, la 10 oameni pe zi, a atins inimile la o grămadă de oameni. Dragii mei, am stat și m-am gândit, noi, dacă eram în locul lui, după o săptămână, cred că renunțam. Pentru că noi vrem rezultate, știi? O ascultat cineva predica, s-o preda cineva, ai văzut ceva. Dragii mei, scopul nostru este să semănăm. Rezultatele sunt în mâna Domnului. Omul acesta nu a fost pus nici pe YouTube, nici pe resurse creștine, nu a fost chemat la nicio conferință mare. Gândiți-vă, a fost un simplu om. Au făcut frații ăștia păstori niște calcule și au ajuns la concluzia că peste 100.000 de oameni au auzit Evanghelia din gura acestui om. Gândiți-vă când omul acesta va vedea cerul. Împreună cu Duhul Sfânt, ce răsplată va avea omul acesta pentru că a contribuit la creșterea bisericii? Doamne, mai ridică oameni din ăștia, care poate fac de 20 de ani, de 10 ani, mă zice, nu știu dacă o să pocăie cineva. Dar să audă alții că Dumnezeu lucrează prin tine chiar dacă n-auzi tu. Și într-o zi, răsplata să-ți fie deplină. Amin? Amin. Amin.